l-a luat amețeala pe chelie, ești nebun, uite-te cum face. Bă, și-a dat. Data trecută am recuperat 9 ouă de dragon din ghearele boșilor ciudați, iar de data aceasta vom încerca să recuperăm și restul de dragon și la final să eliberăm dragonul suprem care se află după această poartă. Așa că dacă vreți să vedeți ce se întâmplă, stați geară până la final și bineînțeles nu uitați să băgați și voi acolo un like, băieți și fete, pe bun, să lăsăm vorba și let's go! Ok, băieți și fete, și am revenit pe mapa cu dragonii, unde mai aveam de văzut încă 7 dragoni. Mai bine zis, de salvat încă 7 dragoni, pentru că știți foarte bine că dragonii noștri sunt pe unele din insulele astea, așa că noi o să trebuiască să mergem să luăm oul de dragon și să-l punem frumos aici la clocitoare și să vedem ce dragoni mai avem. Și bineînțeles, știți că am văzut o grămadă de dragoni în videoclipul trecut. Ia uitați-vă și voi la ei. Uite-te și tu cum dorm tot. Ia uite-l pe ăsta de tieti cum doarme. Ăsta și sforă e, mă, nene. Așa, mă, trezirea. Ok, și ăsta cred că a fost ultimul pe care l-am văzut, băi și fete, dar n-am apucat. Ia uite-l pe ăsta, bebe, la chiciu dormea. Ok, cum ziceam, hai să ne urcăm pe ăsta de TNT și să mergem în căutarea dragonilor care au mai rămas. Și țin foarte bine minte că nu am fost acolo unde e ceasul ăla. What? Care-i faza? Deci e un ceas acolo și văd că scrie 8:36. What? 8:36? De la ce ar veni 8:36? 8:36 și 6:58. Ok, habar n-am. Speedrunner Island! Oh my god, ce, mă? O să ne dea dragon speedrunner sau care-i faza? Lol, și uitați-vă cum arată mobii, mă, nene. Ok, dar să vedem cu ce trage dragonul ăsta, că eu nici acum n-am înțeles cu ce trage dragonul de TNT. Ok. Lansează TNT-uri, mă, gen, le lansează direct. Ok, vedeți, le lansează direct, nu le scuipă cum ar veni. Le lansează din poponeață, mă, ești nebun. Ok, hai să le lansăm la ăștia niște TNT-uri. Luați-mă de aici, mobi speedrunneri sunteți voi. Bun, dar hai să vedem, ne coborâm și noi frumos. Bă, vrei să te fac bebeluș? Pă bune, ia de aici, scheletorii sunt bebelușul. Bun, noi trebuie acum să găsim oul de dragon, băi și fete. Și mai mult ca sigur ar trebui să fie pe undeva pe aici jos. Lol, și aici e ca și cum ar fi nedăruș și ăla cred că ar trebui noi să-l batem. Bun, hai să batem zobală ăștia. Nu înțeleg care-i faza cu zombii ăștia, adică de ce arată așa albaștri, mamă. Bă, ia uite-l pe ăsta. Oh my god. Ok, retragerea. Mamă, ce. Ok, băi și fete, pregătiți-vă că intru pe el acum. Hai să o dăm. Bă, cine ești, mă, tu speedrunnerule? Ia uite-l, mă, uite-l ce urât face. Cine-i, mă, ăsta? Ia, mă, de aici. What? Trage cu foc. Hai că l-am spart pe fraier, dar să vedem acum unde-i. O, ce? Încă unul. Stai, mă, ce se întâmplă aici? Mă, nu ăsta-i bossul? Ok, eu nu mai înțeleg, mă, nene. Ok, hai să mai băgăm o fisă. Poate trebuie să batem doi din aia. Bun, hai să scăpăm întâi de zombală. Uite, frate, că mai e încă unul acolo. Mă, dar nu înțeleg. Uite, o ou de dragon. Și de ce mai e încă un de-asta? Mamă, hai să o dăm cu el. Îl sparg. Bă, dar are și întăriri. Nu, mă atacă și el. Bă, ce? Mă, pe bune, firaria de treabă, mă, nene, mă. Uite-te și tu cât am mai brigada. Stați, mă, așa un pic. Bă, dați-vă, mă, la o 14. Dă-te, mă, așa de aici. Opa. Ok, am fugit. Stai, mă, că le fac eu o schemă la ăștia. Ia, mă, mai urcați-vă. Domnul, pe Ingenicu, numai tu poți stecați aici. Mai urcați-vă, mă, acum, hai să vă văd, care mai urcă. Și hai să luăm și noi bănuții ăștia de pe jos, că sigur o să putem să luăm câteva chestii cu 36 de bănuți din ăștia. Iar acum, hai, mă, să-i dăm o meclă. Vino, mă, încoace. Mă, ce, de ce trebuie să bat eu doi din ăștia, mă? Ok, l-am bătut din nou și ou de dragon. Mă, de ce nu-mi dă ou? Alo, ce se întâmplă? Ok, deci am reintrat pe lume și acum mi-a dat ou. What? Ok, cred că nici nu trebuia să badă două ori pe tipul ăla, dar aparent cred că a fost ceva bug de la mapă. Bun, și uite că avem oul fix aici, Speedrunner Dragon. Chiar vreau să văd acest dragon. Dar mai întâi, hai să vedem ce putem să cumpărăm de la magazin cu bănuții ăștia. Ia uite-l pe frățiorul ăsta cu nasul mare. Ok, putem să luăm o sabie. Ce facem o sabie asta? Ia fi atentă, speedrunner sword. Adică, uitați-vă că mă mișc mai repede. Lol, cât de repede mă mișc. Asta chiar o să fie de ajutor.
Bun, și ce mai putem să luăm? Putem să luăm o căscuță, putem să luăm și mâncare. Hai că mai putem să luăm mâncare dacă e ceva. Bun, bun, bun. Știi ceva? Cred că o să iau dragonul și o să mergem direct, ne luăm tălpășița și mergem înapoi să vedem cum arată acest speedrunner dragon. Bun, și am ajuns. Iau tălpa al nostru cum s-a făcut cutie și acum e din nou canapeluța. Ok, bun, bun, bun. Hai să punem oul de speedrunner dragon să vedem cum arată ăsta. Ok, și uite-l chiar aici. Hai să-l punem și să vedem cum arată dragonul ăsta. Lol, are căști pe cap. Ia să-l spawnăm chiar acum. What? Bă, ce mă ăsta? Dragonul gamer, mă. Uite-te și tu, e gamer, mă, nene. Are căști cu microfon. Lol, dar de ce ăsta? What? Și ăsta e scaun de gaming. Oh my god. Fii atentă, mă, dragon, cu scaun de gaming pe el. Hai că numărul 1 ești de bun. Ia uite și vezi care căștile RGB. Uite-te cum se schimbă culoarea. Nu pot să cred așa ceva. Ok, hai să ne punem frumos pe scaunul nostru de gaming și să vedem oare cu ce trage dragonul ăsta. Lol, trage cu foc RGB. Mamă, cât de tare e chestia asta. Dă-te încolo, trage cu foc RGB, ești de bun. Ok, ok, hai să mergem și pe restul de insule pe care nu am mai fost, băieți și fete. Sunt destul de sigur că n-am fost pe insula asta de Lucky Blocuri și chiar sunt curios cum o să arate un dragon Lucky Block. Ok, suntem pe Lucky Island, iar acum hai să aterizăm frumos cu dragonul nostru. Opa, dar nu prea văd mobi pe aici. Mă, ce? Nu sunt mobi? Oh, bă, da, sunt mobi Lucky. Uite-te la ei, oare dacă eu omor îmi dropează? Hai că era culme. Oa, creeperul Lucky Block. Ok, ok, am fugit de aici. Bă, știi ceva? Pe mine mă interesează doar să iau ouă de dragon. Și unde ar putea asta să fie? Cred că pe undeva pe aici. Pe undeva pe aici ar trebui să fie o intrare ceva. Ok, poate trebuie să intrăm undeva. Da, mă, da, cred că aici sus. Cred că în Lucky Block-ul ăsta ar trebui să fie. Da, mă, da, uite intrarea, bun. Și tu dai-mă drumul de aici, bun. Să vedem cum arată bossul Lucky Block. Wow! Iar eu un Lucky Block, bă, un Lucky Block să-l tăreți. Și uite ce scrie acolo, te simți norocos? Bă, chiar mă simt norocos. Ok, bun, 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 dar mă simt norocos să-l omor și pe zombiul ăsta. Și hai să o dăm, bă, cu Lucky Block ăsta. Treci, mă, încoace. Nu mai îmi zice, bă, că mă simt foarte norocos. Dă-i la Lucky Block, dă-i. Mamă, cine credea vreodată că o să mă bat cu un Lucky Block? Bun. Și aici avem oul de dragon care și ăsta arată ca un Lucky Block, băieți și fete. Așa că hai să vedem dragonul Lucky Block acum. Luăm pe dragonul gamer, ne luăm tălpășița de aici și mergem înapoi pe insula noastră. Ia uite, mă, nene, pe scaunul meu de gaming. Coincidență sau nu, dar și scaunul meu de gaming din viața reală e tot roșu. Lol, și aparent sabia asta îmi dă mai multă viteză și când sunt pe dragon. Bun, hai să parcăm dragonul gamer exact aici și să mergem să punem dragonul Lucky la locul lui. Și cred că ăsta ar trebui să fie locul lui. Hai să clocim un dragon la... What? Bă, uite-te cum arată. Zici că e un chest ceva. Zici că e un chest Lucky Block. Bun, hai să-l spawnăm chiar... What? Bă, cum arată ăsta? Ce bă ăsta? O gărgărieță? Ce bă ăsta? Libelulă? Uite-te și tu. Zici că e o furnică cu aripi. Efectiv. Că ăsta e un fel de libelulă, băie și fete. Oh my god, cât de tare arată. Uite-te și tu ce aripi are. Bun, hai să vedem cum zboară. Ia vezi, ia, bă. Mă, gen asta chiar cred că e o libelulă. Ești de bun? Lol, și uite-te că are o busolă exact aici pe spate. Nu pot să cred. Doamne, cât de tare e dragonul Lucky. Și hai să vedem cu ce trage. Bineînțeles că trage cu Lucky Blocuri, evident. Ok, hai să mergem în căutarea celorlalți dragoni. Mamă, cât de tare e dragonul ăsta, nu pot să cred. Ok, sunt sigur că nu am fost pe insula asta. Hai să vedem ce se află în această insulă, băieți și fete. Ok, mamă, câtă viteză am. Villager Island. What? Villager Island? Ce ar trebui să însemne asta? Cu să avem un dragon villager? Ok, chiar vreau să văd dragonul villager. Opa, ia uite-l pe gigelul ăsta, e bossul, bă. Nu pot să cred că trebuie să mă bag cu gigelul ăsta. Da, băi, auto-l cum dă mine, gigele. Vezi că chelia aia ta nu prea cred că o să fie bine. Vezi sabia asta de speedrunner? O să o pun direct pe chelia ta, firai tu să fii. Eu să-l bă cum faci, zici că e pillager, nu villager. Bă, da, urâi, băi. L-a luat amețeala pe chelie, ești nebun, uite-te cum face. Bă, și-a dat, what? Și-a dat cu bățul în cap, ești nebun și-a refăcut viața. Ok, hai să-l batem. Ia, bă, de aici gigelul direct pe chelie. Și avem aici oul de dragon. What, de ce e mov?
Villager Dragon Egg. Ok, deci chiar o să fie un dragon villager. Mamă, chiar sunt curios cum o să arate dragonul ăsta villager. Hai să luăm libelul ăla. Ia să-i dăm, mă, cu niște lucky blocuri de-astea în cap. Ia de aici lucky blocuri. Mamă, cum se aude când dau cu lucky blocurile astea. Ok, ok. What? Bă, lucky blocurile astea trag cu fulgere. Ok, ok, am fugit de aici. Hai să mergem să vedem dragonul villager. Bun, 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 hai să parcăm libelul ăla chiar aici. Și acum să vedem cum arată un dragon villager. Ok, asta o să fie destul de interesant. Bun, avem oul exact aici și o să trebuia să-l punem exact aici. Oh my god. Ce ciudățenie asta, bă, asta e un villager cu coarne. Oh my god, ce urât e. Uite-te și tu, are monoprâsceană aici. Ia mă, ia să spawnăm dragon. Oh my god, bă. Are trei capete, ești nebun, cât de urât e dragonul ăsta, nu pot să cred. Uite-te la el, ăsta e obosit, ăsta e rău și ăsta e efectiv monoprâscenat. Bă, deci fii antenă. Deci ăsta e tristul, rău și... efectiv, n-are nicio expresie asta, dar în fine. Doamne, cât de ciudat e dragonul ăsta, uite-te și tu. LOL. Cred că ăsta e cel mai ciudat dragon pe care l-am văzut până acum. Mamă, cât de scârbos arată spatele ăsta, mamă, nici nu pot să mă uit, bă. Bă, arată scârbos, nu-mi place deloc. Ok, ok, hai să mergem să căutăm. Mamă, bă, deci nu-mi place deloc cum arată dragonul ăsta, gen pe spate aici arată foarte scârbos. Ok, are 3 capete, dar 3 capete degeaba, că nu folosește niciunul. Mamă, abia aștept să scap de el. Mamă, deci nu-mi place deloc. Deci spatele ăsta îmi dă durere de cap. Hacker Island? Stai, ce? Cum adică Hacker Island? Ok, chiar sunt curios care va fi bossul hacker. Oh, mă trage, fii atentă. Ok, trage cu blocuri de emerald. Ok, are logică, are logică. Și de ce e scălc aici la hackerul ăsta? Bun, și uite că văd acolo, văd acolo bossul. Hai să ne coborăm nițel. Bam, oh, nu atât de mult, adică nu voia să mă cobor așa mult. Ok, o să trebuia să se agrijă la scălcul ăsta, că nu aș vrea să se spawneze acum un warden. What, ce sunt ăștia, mă, ăștia sunt hackerii? Ăsta zici că e cap de diamant din Ben 10, pe bune, dacă nu. Ok, și iau-te-l, bă, ce, bă, ăsta? Ăsta e hackerul, bă? Ce, bă, chestia asta? Ce asta, mă, că nu înțeleg? Să-mi ziceți voi dacă știți ce e chestia asta, că eu habar n-am. Cu ce dă, mă, cu USB-ul după mine? Habar n-am ce e chestia asta, vorbesc serios. Dar, bineînțeles că am bătut-o super lejer. Și uite aici, ăsta e ou de dragon hacker. Mamă, cum arată ăsta. Bun, hai să vedem ce înseamnă cu adevărat un dragon hacker. Luăm urtania asta de dragon villager, efectiv. Mamă, nu-mi place deloc, abia aștept să scap de el. Deci dragonul villager e oficial cel mai urât dragon, efectiv. Ok, hai să parcăm urtania asta exact aici, să nu mai văd în fața ochilor. Bun, și unde trebuie pus ou? Ok, trebuie pus exact aici. Hai să vedem dragonul. What? Stai, ce? Ăsta zici că e turnul din tinerii titani. V-ați uitat la Teen Titans, băi și fete? Ziceți voi că nu seamănă. Bun, hai să spawnăm chiar acum dragonul hacker. Oh my god! LOL, uite cum mi se schimbă fața, vedeți? Bă, ce mă ăsta dragonul scurt circuit? Uite, deci tu cum îi fac? What? Până și aripile îi se schimbă, frate. Uite-te cum îi se schimbă aripa. Oh my god, cât de tare e ăsta. Ok, ăsta e unul din preferații mei, pe bune, dacă nu. Ok, și hai să mergem cu ăsta să căutăm și restul de dragoni. Ia să vedem cu ce trage ăsta. Ok, nu-mi dau seama cu ce trage. Trage cu o rază ceva. Da, nu știu exact, dar hai să mergem să găsim și ceilalți dragoni. LOL, și cum se aude când zboară. Auziți și voi? Bun, ce-o fi pe insula asta oare? Trash Island, adică insula de gunoi? Să nu spui că trebuie să intru. Ok, uite, uite, trebuie să intrăm pe aici. Ia mă, ia să intrăm în Trash Island-ul ăsta. Mă, ce, nu merge să intru pe aici sau care-i faza? Mamă! Bă, ce țeapă mi-am luat, nu puteam să intru pe acolo. Ok, și ăsta, what? Ăla e un tomberon. Bă, trebuie să mă bag cu tomberonul, mă, dă-o încolo. A, suntem la groapa de gunoi aici. Bă, de-aia puțea așa în ultimul hal și sunt sigur că nu e de la mine. Doamne, deci trebuie să mă bat cu un tomberon, mă, nene. Cum, bă, să mă bat în puțiciunea asta? Uite-te și tu într-un tomberon. Gen, asta e ghena cum ar veni. Și eu trebuie să mă bat cu un tomberon. Aoleu, copii, bă, ce, bă, ăsta e căcățoi? Bă, uite-te și tu, ce, bă, mobul ăsta e făcut din
căcuț. Ok, ok, doamne, doamne, ce porcărie asta, mă nene. Ok, hai să batem tomberonul ăla mai repede, că deja se împute treaba aici cu băietanii ăștia. Ia, mă, de aici tomberon. Eu și vezi că tomberonul ăsta scuipă. Bă, nu pot să cred, ăsta scuipă, mă. Da, bă, da, ia uite, nu, aruncă cu gunoaie. Aruncă cu cotoare de măr. Ia, mă, de aici tomberonichis. Ia uite-l, mă, cum aruncă cu cotorul de măr. Bă, și cu resturi de mâncare. Bun, i-am dat în cap. Și avem aici, ăsta cred că o să fie cel mai puțin dragon posibil. Și de ce ai făcut ăsta, bă, să nu spui că ăla e chestie de-aia maro de miroase urât. Adică știți voi la ce mă refer, nu pot să cred așa ceva. Ok, hai că am reușit să ajung pe ghiera de gunoi. Iar acum hai să sărim direct în cârca dragonului. Hai că direct în cârca am sărit dacă e ceva. Ok, aterizare și bam. Sunteți pregătiți să vedeți cel mai împuțit dragon posibil? Ia fi atentă, mă, dragonul dă cu noi. Unde trebuie să punem noi ouul ăsta? Oh, și ăsta cred că e ultimul dragon și după putem să ne batem cu bossul final și să facem rost de dragonul suprem? Ok, hai să punem dragonul. Bă, dar pot să jur că nu e ăsta. Nu, 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 mai e unul. Ok, deci o să mai trebuia să mai facem rost de încă unul. Ok, deci aici trebuie să punem dragonul de gunoi. Ia să vedem, bă, dragonul. Oh my god, nu spune că e făcut din ce cred eu că e făcut. Bă, dă-te încolo, are și muște pe el. Uite-te la namila asta. Oh my god, doamne, cred că pute într-un hal. Vai de capul meu, uite-te și tu că ăsta sper că e noroi totuși. Lol, uite-te, bă, am un fotoliu murdar acolo. Uite-te și tu că gunoi și muște, mamă, nici nu știu dacă vreau să mă urc pe dragonul ăsta. Dar hai să ne urcăm pe dragonul de gunoi. Oh my god, da, cât de imens e. Și uite, acolo e o cutie de burger. Doamne, ok, ok. Doamne, cât de ciudat. Uite-te și tu cât de mare e. Ok, și mai avem un ultim dragon, băieți și fete. Mai avem un ultim dragon, iar după o să putem să mergem la dragonul suprem, dar să vedem pe care insula. Ah, cred că insula aia de acolo. Ah, bă, mai repede că se pute treaba. Dai, 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 mergi cu dragonul de... What? Horror Island? Mamă, dragon horror, ești nebun? Ok, și ăsta ar trebui să fie un cimitir. Și asta cred că e un fel de casă bântuită. Ok, ok, hai să intrăm în casa asta bătuită și să vedem cu cine avem de-a face. Mamă, cum arată mobii ăștia. Ok, nu sunt atât de înfricoșători mobii ăștia și nici casa asta bătuită nu e atât de înfricoșătoare. Dar hai să găsim, să găsim bossul, mă, nene. Ok, cred că... ce? What? Bă, ăsta zici că e un Enderman. Lol, cum arată bossul ăsta. Ok, dar nu e atât de înfricoșător precât credeam. Mamă, ce urât face, bă! Lol, ce? Ce chestie aia, mov? Oh my god, ăsta chiar cred că e un Enderman. Bun, hai să o dăm cu el, hai să o dăm cu el. Ia, bă, de aici, mobule înfricoșător. Hai că tu ești, da, m-am speriat rău de tot. Nu mai râde, bă, și mori odată. Ok, și ăsta e ultimul dragon și ăsta ar trebui să fie un dragon horror. Ok, hai să vedem cât de înfricoșător e dragonul ăsta. Ne speriem sau respect? Ok, hai să ne întoarcem înapoi și să vedem dragonul horror. Iar după vom vedea dragonul suprem, băie și fete. Și aterizare, bam, am aterizat cu dragonul de gunoi. Iar acum să punem acest ou de dragon horror la locul lui. Iar după se va deschide această poartă, ia să vedem. Bam, l-am pus exact aici. Oh my god, cum arată ăsta, zici că... Zici că e schelete așa pe jumate. Oh, și se deschide poarta. Bă, înainte să se deschidă poarta, băgați și voi acolo un like, băieți și fete. Ia să vedem cum s-a deschis și... Oh my god. Ok, ok, ce se întâmplă? Fiatele, s-a deschis pentru o secundă. Ia, ia, ia. Ce se întâmplă, mă, nene? Lol, uite-te și tu. Ok, s-a lăsat poarta în jos. Sper că ați băgat și voi acolo un like. Deci nu intrăm aici dacă nu dați like. Ok, și eram curios de o chestie. În primul rând, hai să spawnăm dragonul ăsta să vedem cum arată. Doamne, ce urât e, e oribil. E oribil, efectiv. Uite-te cum are ochii în cap. Se plimbă ochii în cap. Hai să vedem cu ce trage dragonul ăsta. Ok, trage cu ceva mâzgă neagră. Habar n-am ce chestie asta. În fine. Dar ăsta de gunoi cu ce trage? Bănuiesc că o să tragă cu gunoaie, nu? Da, bă, da, ia uite cum trage cu cutie de pizza. Lol, uite cutia de pizza. Cutie de pizza, ăla cred că era ceva meniu. Habar n-am, uite-te și tu. Cutie de burgeri. Ok, deci trage cu cutie în mare parte. Dar acum noi o să trebuiască să ne batem cu un mob super puternic. Un boss super puternic, de fapt, băieți și fete. Ca să eliberăm dragonul suprem.
Așa că, ca să ne batem cu ultimul boss, o să am nevoie de puterea voastră și puterea like-ului vostru. Dacă vreți să mă echipez cum trebuie, ei bine, apăsați și voi chiar acum butonul de like. Aia zic, mă, nene, am o bazuca completă, full diamant, bă, dar ați fost generoși, ați fost generoși, pe bune, dacă nu. Așa că sper că cu puterea voastră să pot să bat ultimul boss și să eliberăm dragonul suprem. Păi bun, hai să lăsăm vorba și să-i dăm bice, să vedem. What? Ok, unde sunt? Ce chestia? Ăsta-i oul? Ăsta-i oul de dragon suprem? Aici trebuie să punem. Aici trebuie să punem oul, dar unde? Uite oul acolo sus. Și ce e aici? Stai, ce e asta? E un fel de altar? Ce e asta? Ok, bănuiesc că trebuie să dau în chestia asta. What? Ce? Ok, ce e asta? Lol, uite-te la tipul ăsta cum arată. Bun, hai să stăm cu el. Pă bune, ăsta e bossul suprem, adică gen... Bă, frate, gen... Asta a fost? What? Bă, ăsta a fost bossul suprem! Mă, e la mișto și voi m-ați echipat atât de bine pentru nimicul ăsta. Adică, pe bune, cred că a fost cel mai ușor mob de bătut. Adică, abia de m-a atins. Ce, mă, chestia asta? M-am luptat cu ultimul fraier pentru oul de dragon suprem. Bă, mie convine până la urmă și hai să vedem cum arată ultimul dragon, băieți și fete. Sunteți pregătiți? Hai să-l punem exact aici și să vedem cum arată acest dragon. What? Bă, ce ești, bă? Tu ești căpcăune? What? Uite-te cum arată. Ok, zici că e berbec, frate. Bun, hai să-l spawnăm. Mamă! Bă, my god! Bă, ați văzut că s-a spart poarta? Și uite-l cum arată namila asta. Bă, ăsta cred că e cel mai mare dragon. Ce-i, bă, ăsta dragonul Giga Chad? Uite-te și tu ce mușchi are pe el. Doamne, cât de mare e. Ok, hai să dăm o tură pe cinste cu dragonul ăsta. Bă, fii atentă ce scaun am. Efectiv, mai am loc de încă cineva aici. Bă, ești nebun? Pot să mai iau un pasager cu mine pe locul ăsta. Hai, care vrea să vină? Care vrea să vină? Bun, ia, hai să ne luăm acum zborul cu acest dragon să vedem. Oh my god. Ia. Mă, ce, mă, ești nebun că nici n-am loc să ies. Mă, ce? Ok, credeam că e prea mică. Dar fii atentă că cu aripile nu are loc pe aici. Ok, hai să ne luăm zborul. Mamă, cum zboară ăsta. Oh my god. Ia stați așa să ne dăm fio view mai mare. Gata, suntem pe 110. Și ia să ne punem și sabia asta de speedrunner. Ia vezi, Ilia, cât de repede merge. Oh my god, ce aripi are. Uite-te și tu, e din argint făcut ăsta, mă, rene, pe bune, dacă nu. Habar n-am cu ce trage, vorbesc serios. Sunt niște licori. Ce sunt astea, mă, porțelan? Habar n-am cu ce trage dragonul ăsta. Oh my god, uite-te cât de mare e ăsta. Clar e cel mai mare. Da, mă, da. Ia uite colecția de dragoni. Aia zic, uitați-vă și voi câți dragoni avem aici. Oh my god. Așa, cum zicea, băieți și fete. Deci cam ăsta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut! We'll be right back.